Bună, fetelor! Nu o să mă vedeți pe mine în video acesta, o să-mi vedeți toată colecția de rujuri. Am ales să fac acest video pentru că vreau să le și verific un pic. Chiar dacă nu cred că o să am ce rujuri să arunc, am destul de multe rujuri, după cum puteți vedea aici. Sunt într-un fel pe categorii. Aici sunt rujurile, lip gloss-urile și rujurile mate mai accesibile în zona aceasta. În zona aceasta am și câteva contururi de buze. În partea aceasta am produsele de buze mai scumpe, mate în principiu, dar mai scumpe. Aici am niște rujuri. Am un suport în acesta de rujuri pe care îl țin pe dulap, aici sus. Sunt rujurile acestea mele mai dragi, așa. Și aici am rujurile tip baton, rujurile tip creion și aici mai am câteva miniuri care tot la fel stau foarte bine aici. Zic să începem pentru că sunt câteva și aș vrea să fac și niște swatch-uri să vedeți cât de cât cum arată. Dar în principiu cam în... cum să vă zic, cam așa stau ele la mine în colecție. Așa sunt aranjate. Zic să începem cu contururile de buze pentru că sunt cele mai puține. În primul și în primul rând am acest contur de buze de la Lime Crime Velvet Lip Liner în nuanța Drew. Acesta este un set cu acest ruj pe care o să vi-l prezint mai târziu. Deci acesta este rujul și nuanța este aceasta. Este un maroniu spre mov vișiniu, aș putea spune. Este o nuanță superbă. Pe urmă am 1 2 3 4 4 contururi de buze de la Sleek. Sunt dintr-un calendar. Aceasta este nuanța 651 curant. Nu cred că le-am folosit de prea multe ori. Acesta este așa mai puternic vișiniu. Acesta este aubergine 898, este mai maroniu așa decât acesta. Am și nuanța de roșu care se numește Sugared Apple 996. Asta s-a și topit un pic. Da. Este și singurul contur de buzea meu roșu. N-aș fi vrut să-l arunc. Dar putem să luăm altul. Și mai am nuanța Shabby Chic 994. Acesta este un nude. Superb și acesta. Pe urmă am două de la Huda Beauty. Stai să-l găsesc pe al doilea. Unde ești? Ah. Mai aveam două contururi de buze undeva. Am două de la Huda Beauty. Am nuanța Bombshell. Și nuanța Flirt. Le-am luat. Să cunoaște că Flirt am folosit de mai multe ori. Le-am luat, cred că, de la Sephora, de la reducere. Mai am unul de la Elf cu Nabella. Am și rujul. Am Essence. Din câte se pare, am unul singur de la Essence. Este așa mai rozaliu și este nuanța Lost in Love. Am unul de la Rimmel, ciudat, am unul singur de la Rimmel, cred că mai am acasă, lăsate, în nuanța Addiction, este o nuanță faimoasă de la ei, se potrivesc
se potrivește cu foarte multe nude-uri. Este acesta de aici. De la Bodyography. Unul care tot așa îmi place. Este mai închis. Și focusul a fugit. Este această nuanță care se numește Timber. Am și unul de la Primark, cred, de la PS și este în acesta holografic. Aveam și rujul, dar nu știu ce am făcut cu el. Unul de la LMX în nuanța Hold Up, cred, și a fugit la distanță. Și este un maroniu mai închis. Acesta de la Elizabeth Arden în nuanța Plump Wine 12. Nu cred că l-am folosit vreodată. Și ultimul este tot roșul, din câte mi-am amintesc eu, luat de pe AliExpress. Este așa mai puțin pigmentat decât cel de la Sleek. Și acestea sunt toate contururile de buze pe care le am. Am câteva aparent. Vom trece la rujurile acestea care le am aici. În primul și în primul rând am de la MAC un mini Velvet Teddy. Cred că cunoașteți foarte bine nuanța aceasta, un Velvet Teddy este faimoasa lor nuanță, ca să zic așa. Și mai am pe Taupe, este variantă mare. Nu știu ce a fost în capul meu când l-am cumpărat, dar este mai închis decât Velvet Teddy. Într-o variantă mică aici l-am pe cel de la Kat Von D în nuanța Underage Red. Este așa mic și drăguț, foarte pigmentat. De la Anastasia Beverly Hills am Hollywood, cred, Hollywood Matte Lipstick. Este prea deschis pentru gusturile mele, dar îl folosesc în centru buzelor. Cred că l-am luat undeva la 10 lire, dacă nu mă înșel. Am dat vreo 10 lire pe el la reducere și de la Too Faced Birthday Suit. Este tot așa mai deschis, dar cu un contur mai închis își face treaba. De la Pat McGrath, cel mai scump ruj al meu din câte am, este acesta în nuanța Obsessed 221. Este un roșu spre corai. Și mai am aici de la Dior Lip Tattoo în nuanța 421 Natural Beige, cred că scrie acolo. Este un ruj mai cum să vă zic, mai puțin pigmentat, dar colorează foarte, foarte bine buzele, spre surprinderea mea. Pe urmă trecem la acesta mic de aici, pentru că am tot la fel câteva. Am de la Duș, cred că, nu știu, cred că așa îi zice, m-am dus prea sus. Am pe acesta de la Duș, nu știu dacă vedeți ceva, Lip Stain, este așa ciudat, într-un fel bun, pentru că este și foarte, foarte rezistent pe buze. Nuanța este 606 Steaming Red. Nu este roșu deloc, dar așa este nuanța. Două rujuri de la Benefit, The Real, The Double, The Lip. Nuanțele sunt Nude Scandal, Beyond Sexy. E acesta, stai, când de jos se desfăcea. Sper că le puteți vedea acolo.
este acesta. Și mai am Lusty Rose. Ah, nu, tot aceeași cu Beyond Sexy. Nu știu, chiar nu-mi dau seama dacă le vedeți acolo. Deci este acesta cu Lusty Rose și acesta cu Nude Scandal. Este acesta. Trecând mai departe, am și de la... Unde mă duc, mă? Am de la Maybelline Color Show 630. Este un creion gigantic de buze. Nude, dar drăguț. De la Kat Von D am Lolita, într-o variantă mică. Sincer, cred că Lolita și-a schimbat un pic mirosul, pentru că, nu știu dacă se vede acolo foarte bine, pensula este cam neagră. Și mă cam sperie lucrul ăsta. Știu că am rujul Lolita în setul de la Sephora. Deci dacă îl găsesc, vi-l arăt imediat. Cred că am Lolita acolo, așa că acesta pleacă. Și de la Smashbox, nuanța Spoiler Alert, erau două rujuri. Eu am preferat să rămân cu acesta. S-a cam uscat și acesta. Mă cam îngrijorează chestia asta. Dar nu miroase a absolut nimic. Aici cred că am rujul Lolita. Stați așa să vedem. Ruj nou Lolita. Sau am Lolita 2, nu mai știu. Ia să vedem. Nu, am Lolita. Deci în setul de buze, setul de rujuri de buze de la Sephora Nude Lipstick am Lolita, deci pot să scap de celălalt. Trecem mai departe la acestea și aici am NYX Intense Butter Gloss, am NYX Lingerie în nuanța Sleep, deci nu pot să-mi dau seama dacă voi vedeți ceva, da, vedeți acolo cât de cât, până își pierde focusul. Nuanța Sleep cred că a fost nuanța mea preferată la varianta mare. De la, am avut NYX Lingerie varianta asta mare acum ceva timp. Am NYX Sleep Tears Popping, NYX Soft Matte Lip Cream în nuanța Kiev, este o nuanță super închisă, super închisă, este negru, după cum puteți vedea. Și mai am NYX Liquid Suede în nuanța Star Trek, care, nu știu unde să mai fac un swatch, mai fac aici, care este un roșu foarte puternic. De la Huda Beauty am setul acela mini de 4 rujuri. De la Huda Beauty am setul acela mini de 4 rujuri și am așa Wifey, Girlfriend, Sugar Mama și Crush. Deci avem Wifey, Girlfriend, Sugar Mama și Crush. Cred că Girlfriend îmi place cel mai tare și după Wifey. Acestea două au nuanțe așa de peachy. Nu sunt favoritele mele, dar merg și acestea. M-am chinuit o grămadă să șterg toate swatch-urile de pe degete, de pe mână. Trecem la rujurile tip baton și am Elf în nuanța pralin. Nu mă dă pe spate, dar este uscat. Wow, cât de greu a fost să fac un swatch. Nu știu, trebuie să verific exact ce s-a întâmplat cu nuanța asta.
Pe urmă avem de la Nude Stick în nuanța Mystic. Wow. Seamănă cu pralin de la Elf. Un ruj vechi, vechi de-a meu, care l-am păstrat sincer numai pentru amintiri, este de la Primark, Velvet Matte Lip Crayon, în nuanța Mushroom. Wow, deci mi-a plăcut la nebunie acest ruj, când l-am avut. Nu știu, mi-au plăcut maxim nuanțele de mauve. Și mai am Superstay Ink Crayon în nuanța 10 Trust Your Gut, care este un ruj mat care rezistă destul de mult pe buze. Surprinzător, rezistă destul de mult pe buze. Pe urmă, stai să trag asta mai așa, să le vedeți cât de cât. Așa, pe urmă am de la Clinique Chubby Stick Moisturizer nuanța 02. Este ca un balsam de buze care oferă un pic de culoare. Foarte puțină culoare, nu foarte mult. De la NYX, ruj glamour, nuanța 07, Jet Set. Este, da, mi-am dat seama că voi nu-l vedeți. De la NYX mai am această nuanță, Jet Set 07, este un auriu. Este pur și simplu un auriu. Cred că iar am schimbat cadru. Trecem mai departe. De la Rude Cosmetics, nuanța Cunning, este un ruj nou în colecția mea, nu prea l-am folosit, ca să zic așa, l-am din vară, dar este roz, este roz aliu. Un ruj care nu l-am folosit niciodată, dar l-am luat doar pentru culoare. De la Too Faced Mermaid Tears, nu știu să vă zic exact ce colecție este, dar el este așa. Deci este așa arată. Voi folosi vreodată pe, cum îi zice, peste un alt ruj mat. Am două rujuri de la L'Oreal, dacă nu mă înșel. Da, L'Oreal Paris în colaborare cu Balmain. Balmain, am avut, cred că, patru rujuri, dar pe acestea două le-am păstrat. Am nuanța Power. Aceste rujuri nu mai sunt, deci am nuanța Power. Și am nuanța Balmain Instinct, un verde superb. Nu mai sunt nici de folosit pe buze, dar eu le păstrez doar pentru simplul fapt că sunt în colaborare cu Balmain. Deci am și eu acest ruj de la Lipstick Queen. Este un superb roșu. Este așa vișiniu, dar nu cu irizații. Este mat. De parte am și cele trei rujuri de la Maybelline în colaborare cu Gigi Hadid. Am Taura, am Erin și Lani. Cred că Taura a fost preferatul meu, sau Erin, nu mai țin minte exact. Deci, după cum puteți vedea, acesta este Erin, Taura, Erin și Lani. Nici acestea trei nu le voi folosi pe buze pentru că sunt destul de vechi și nu cred că mai este, nu știu cum să vă zic, igienic, dar le păstrez pentru că sunt o colaborare.
Aici cred că, de fapt, acesta este cel mai vechi ruj al meu. Este Tanya Burr Cosmetic în nuanța Belgian Truffle. Acest ruj l-am din primul meu calendar, care l-ați văzut la mine pe canal, calendarul acestei fete, Tanya Burr. Nu este nici folosit, nu știu dacă se vede acolo la voi. Deci nici nu l-am folosit vreodată, dar eu îl păstrez pentru că mi-amintește de primul meu calendar. De-abia mai are puțină culoare. Mi-amintește de primul meu calendar care l-am cumpărat. Primul meu ruj roșu este acesta de la Rimmel London în colaborare cu Kate, nuanța 107. L-am folosit de câteva ori, este un pe acolo, pe jumătate, dar nu mă dă pe spate roșul acesta. Dar eu îl păstrez. Trei rujuri de la Makeup Revolution în colaborare cu SOF. Am paleta de farduri, am paleta de iluminatoare. Nu știu, o să fac swatch-uri și o să vă zic și nuanțele. Nuanțele sunt aici. Nuanța aceasta mai închisă este fudge. Nuanța din centru este cake și asta este syrup. Syrup cred că mi-a plăcut mie cel mai mult. Cake, nu sunt fana nuanțelor de roz. Și mai am aici un ruj pe care iubesc ambalajul, de fapt. Nuanța Stiletto, era o nuanță foarte, foarte lăudată de-a lor. Un nude așa perfect pentru mine. Aceasta este Life on the Dance Floor. Cred că acum 2 ani, 3 să zic, că au avut colecția asta. Un ruj pe care tot la fel nu l-am folosit niciodată, l-am luat din colecția de anul trecut de la Revolution. Era Haunted Lipstick Collection. Corpse Bride. Mi-a plăcut maxim că are imprimat aici un schelet și că este și movuliu. Este nuanțe de mov. Un ruj, un mini ruj de la NYX Matte Lipstick în nuanța Sorbet. Este albastru. Este acest albastru și este destul de pigmentat, surprinzător. Mai am și acest lip gloss de la Too Faced în nuanța Sunset Crush. Este colecția de anul trecut de Crăciun. Cum v-am zis, de la Lime Crime, am această minunăție mică în nuanța Hot Chocolate. Alte două rujuri superbe sunt acestea de la Tarte, în varianță mini. Acesta este Rum Punch și acesta este Daiquiri, nu știu să vă zic exact ce nuanțe... Ce nume ciudate, de fapt. Pe urmă trecem la această parte de rujuri și primele patru rujuri de aici sunt toate de la Catrice. Și am așa, Move to the Rhythm, The Metallist, acesta, Blushed Pink, acesta. Și acesta este Lama Poch, habar n-am ce nume ciudate au. De la Essence îl am pe acesta, este Essence Stay 8 Hour Matte în nuanța Dark Face.
cam deschis pentru cum arată în tub. Dar de la Maybelline Superstay Matte Ink în nuanța 70 Amazonian l-am folosit o grămadă. Deci am folosit acest ruj în prostie și am de două ori această nuanță. Nu știu, cred că trebuie să verific. Stați așa că un fir de păr ceva obișnuit pentru mine. Trebuie să verific care este mai nou și care este mai vechi. O să verific după. După cum sunt aceleași nuanțe. Nu știu dacă vedeți acolo. Pun și mie un focus. Așa. Dar acesta este un pic mai închis ambalajul, acesta este mai deschis. Deci trebuie să verific care este mai nou și care este mai vechi. Cum v-am arătat conturul de buze, am și rujul de la e.l.f. în colaborare cu Nabella Noir. Acum nu cred că se mai găsesc, dar nuanța arată cam așa. De la NYX am nuanța Stockholm. Nuanța mea preferată era London, dar cred că am terminat-o sau am dat-o. Acesta este prea rozaliu pentru mine. De la Boys & Berries am nuanța Marzipan. Nu știu dacă ați observat, dar eu sunt cam nebunită după nuanța aceasta de mov. De la Colourpop am Beeper. Sunt în dubii dacă să o păstrez sau să o arunc, pentru că mi se pare un pic cam șters și s-a cam dus tot. De la Gero Vital Beauty am nuanța 04. Este o nuanță superbă, dar sincer nu prea l-am folosit. Adică am trebuit să-l folosesc. De la Morphe am nuanța Nible, cred. Este așa închisă, este super închisă față de tub. De la Sleek am Stonework. Este o culoare foarte rece, de piatră, ca să zic așa, un gri. În același calendar cu rujul acesta de la Tanya Burr am și rujul lichid roșu Christmas Stocking. Nici pe acesta nu-l mai folosesc, dar rămâne aici ca și amintire. Nu și-a schimbat mirosul. Acesta de la Bourjois Rouge Edition Aqua nuanța Feeling Ready sau Ready. De ce marea majoritate a rujurilor au așa o nuanță de corai? Trecem la lip topper și lip gloss. De la I Love Revolution am aceste două lip toppere, cred că se cheamă. Sper că nu greșesc. Metallic Unicorn Lips. Deci rujuri metalice. Lip gloss-uri metalice. Nuanța Fantasy și Siren. Sunt superbe. Acesta mauve este Fantasy. Și Siren. Foarte pigmentat acesta. Deci cam în aceeași temă, ca să zic așa, sau același ambalaj, îl am și pe acesta de la Lime Crime Diamond Crust în nuanța Heirloom. Cred că l-am dintr-un advent calendar de anul trecut. Super rozaliu. Și îl mai am și pe acesta de la Siate în nuanța Chaos. Acesta cred că este din acela care când vă atingeți buzele iese cristalele. Superb și acesta, ce pot să zic. Me gusta.
De la Huda Beauty am un lip strobe în nuanța Ritzy, Ritzy. Da. Wow, este metalic și auriu, de toți banii, cum s-ar zice. De la Too Faced, la fel ca și rujul, Mermaid Tears, în nuanța... Nu știu, Magic Crystal, nu știu ce nuanță este. Este acesta. Superb! Superb! De la NYX Butter Gloss în nuanța creme brulee. De la Violet Voss este lip gloss în nuanța Romantical. De la Makeup Forever este Artist Plexi Gloss 105P. Nu cred că are vreun nume, ca să zic așa. Mută părul din loc ăsta. Este super ciudat. De la Anastasia Beverly Hills am Toffee Lip Gloss. Eram cât pe ce să-l scap. Foarte pigmentat, foarte pigmentat și acesta. De la BH Cosmetics Liquid Lipstick în nuanța Mary Anne. Scrie lipstick, dar el nu e ruj mat. Ia uitați-vă. Mi se pare că acesta este ruj mat, scrie doar lipstick. Liquid lipstick. Se usucă mat. Oare Sephora mai am și pe acesta, nuanța 04, este un plumping lipstick. Ce mentolat miroase. De la Phrase Zero, un brand care nu știu dacă mai există, am un lip topper în nuanța Holo Lip. Este superb. De la The Body Shop, Shine Lip Liquid în nuanța Blueberry Chew. Este nedesfăcut, este sigilat. Mi-am amintit că mai am aici patru glosuri care le-am pus separat pentru un video. Am lip glossul de la lip, de la conturul de buze holographic de la Primark, care vi l-am arătat mai devreme. Au venit la pachet. Am un lip gloss de la Modo Zone în nuanța Laser Lila și două de la Jeffree Star, după cum puteți vedea. Am nuanța Sequin Glass, este aceasta, și aceasta este nuanța Sorcery. Le am așa pentru că vreau să fac un video, nu vreau să dau mai multe detalii, dar vreau să fac un video cu toate și așa rămân până reușesc să filmez acel video. Trecem la ultima cutiuță cu rujuri și am aici un lip gloss. Am un stugurel de buze de la TK Maxx luat, știu că este în colaborare cu Karl Lagerfeld, cred că L'Oreal, dacă nu mă înșel. Sper să nu greșesc. Turgurelul de buze este aici, în partea aceasta de sus. Superb ambalajul. Așa. Trecem la rujuri. Două rujuri la care nu renunț și nici nu le voi mai folosi sunt acestea de la Urban Decay în colaborare cu Kristen Lian. Sunt Forgive and Forget. Acesta este Forgive. Și
și acesta este Forgive. Sunt două rujuri pe care eu le-am iubit și le voi iubi. Am doar trei. Am trei rujuri de la Sephora, nuanța 01, 02 și 13. 01 este, 1 este nuanța aceasta de roșu. Superb. 02 este, cred că, nude-ul meu preferat de la ei. Și 03 este nuanță de rozaliu. Mai aveam niște rujuri de la Sephora, dar nu știu unde sunt. Sincer, sper să fiu lăsat acasă sau să le fi uitat acasă. Trecem la un ruj de la Laura Lee în nuanța Potty Eyes. Place foarte mult și forma rujului. De la Kat Von D. De la Kat Von D am nuanța Ophelia. Este prea deschis pentru mine, dar cred că a fost singura nuanță de ruj acceptabilă de la ei, pentru că găsisem numai rujuri din acelea foarte colorate. Singurul meu ruj lichid de la MAC este nuanța So Me. Am vrut să zic Sit. Este nuanța So Me. Este un taupe așa foarte închis și rece. Două rujuri de la Anastasia Beverly Hills. Am nuanța Ashton și nuanța Hitless. Hitless. O nuanță mai faimoasă de la ei, nu mai știu exact dacă o găsesc, vi-o las aici undeva o poză sau numele. Dar fata de acolo mi-a zis că nu este pe stoc și că Ashton este apropiat. De la Huda Beauty, în variantă mare, am acestea două. Am nuanța Girlfriend și Sweetheart. Girlfriend o am și în varianta mică. Sunt foarte lichide rujurile de la Huda Beauty. Nu știu dacă ați observat, sunt foarte lichide, foarte legere pe buze, dar când se usucă, se usucă. Se usucă. De la Too Faced am 5 rujuri. Am un Melted Metallic în nuanța You Better Work. Nu mai știu cu ce ocazie l-am luat și de ce l-am luat, pentru că nu folosesc rujuri metalice, dar l-am luat. Și acestea patru au fost în colecția de anul trecut. Nuanța, colecția Melted Matte Gingerbread, ceva, nu mai știu, dar ce nou. Acestea patru sunt, spre surprinderea mea și cred că a celor care le au, miros exact ca la început. Deci, avem roșul acesta, Cinnamon Bear, miroase exact ca la început. Am următorul, mă scuzați, Hot Butter Rum, este acesta. Pe urmă am Pumpkin Spice. Și în un cel de urmă am Sugar Cookie. Deci miros exact ca la început. Nu și-au schimbat mirosul absolut deloc. Am un ruj de la Ofra în nuanța Hypno. Este o culoare super închisă. Cred că se apropie cu acesta de la Anastasia Beverly Hills. Și ultimele 5 rujuri sunt de la Jeffree Star. Mie îmi plac foarte mult produsele Jeffree Star, nu am nicio legătură cu el, nu susțin ceea ce fac, dar dacă produsele sunt bune, sunt bune, le folosesc. Am această nuanță de verde,
Nu mai știu exact în ce cutie am luat-o, unde am luat-o, cred că am luat undeva la reducere, care este nuanța Karma. Eu am crezut că este așa, cu particule din aceste sclipitoare, dar este mat. Și pe urmă am nuanța Birthday Suit, Leo, Androgyny și Desist. Nuanța Birthday Suit este un roz foarte deschis. Nuanța Desist este un mauve, care mie mi-a plăcut pentru că îmi plac nuanțele acestea de mauve. Nuanța Androgyny îmi place mult mai mult pentru că este un pic mai închisă. Și nuanța Leo, doar pentru că este zodia mea, este un maroniu. Oh, și astea au fost toate rujurile mele. Super multe, super, super multe, dar am terminat. Și acesta a fost video pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de thumbs up, să-mi spuneți în comentarii care este brandul vostru preferat de rujuri și ne vedem data viitoare. Pa!